Se spune să discută despre efectul încălzirii globale, alții îl neagă, spun că am avut inundații și în 1970, și în 78, și în 2007, că nu e ceva nemai pomenit să cadă 200 de litri într-un interval scurt în județul Galați. Aș spune că să cadă această cantitate de precipitații în 24 de ore e foarte mult din punct de vedere al observațiilor de până acum și avem arhive climatologice care merg în spate chiar și peste 100 de ani pentru mai puține stații, dar pentru stații mai multe care să acopere bine teritoriul României, cam din 1961. Ce putem spune este că, deși evident că avem această variabilitate internă, naturală, a climei, se suprapune peste această variabilitate internă semnalul încălzirii globale. Și cumva, deși avem fluctuații, fluctuațiile sunt împinse spre alt nivel din punct de vedere al intensității, în cazul precipitațiilor, iar pentru alte fenomene extreme, și din punct de vedere al frecvenței și duratei, cum sunt valurile de căldură, de exemplu. E clar că sistemul climatic global evoluează spre o nouă ordine climatică, tocmai pe fondul încălzirii globale. E fizică simplă, nu e fizică cuantică, nu e ceva foarte sofisticat, fizică de liceu, care ne spune că în condițiile în care crește concentrația anumitor gaze radiative active, cum e dioxidul de carbon, oxidul de azot, metanul, atunci avem de-a face cu o reținere a unei cantități sporite de căldură și de vapor de apă în sistemul acesta care configurează tiparele vremii. Și, normal, tiparele vremii, pentru a se reechilibra la nivelul crescut de energie, se transformă și ajung pe un alt nivel, un nivel în care vedem că ploile sunt mult mai intense, valurile de căldură sunt mai intense, mai frecvente, durează mai mult și, evident, alte transformări în sistem aduse de această cantitate sporită de căldură, însoțită și de o cantitate sporită de vapor de apă, pentru că nu se încălzește numai atmosfera, se încălzește și oceanul și încălzirea aceasta, din datele de observații, a ajuns până la peste 2000 de metri în adâncimea oceanului planetar, mă rog, în diferite zone ale oceanului planetar există variabilitate și aici. Dar e clar că se încălzește mai ales stratul de suprafață al mărilor și oceanelor, lucru valabil inclusiv pentru Marea Neagră și pentru Marea Mediterană, cele două surse de vapor de apă care alimentează sistemele de vreme ce ne afectează țara noastră. Da, ciclonul Boris a venit din nord, din Oceanul Atlantic. A venit acel front rece care a adus aer foarte rece deasupra Mediteranei și acolo aerul mai cald și încărcat de umiditate împreună cu acest aer foarte rece au dus la crearea unei instabilități care s-a transformat într-un ciclon mediteranean. Ciclon mediteranean ce a ajuns apoi cu traiectoria centrată pe Europa de Est și Europa Centrală, unde a fost blocat. A fost blocat de un câmp de presiune mai mare aflat la Est și la Nord, și blocat fiind acolo s-a tot învârtit, realimentându-se la suprafața mult mai caldă a Mării Negre. La acea vreme erau zone la suprafața Mării Negre și cu 5 grade peste cât ar fi fost normal să fie la acea perioadă din an. Acum Marea Neagră continuă să fie caldă, nu la același nivel la care a fost atunci când a alimentat acel ciclon mediteranean care pe urmă s-a stabilit în apropierea Mării Negre, dar totuși avem temperaturi mai mari de 2-3 grade decât ar fi normal și acum deasupra Mării Negre. Evident că și estul Mediteranei are temperaturi mai ridicate, nu atât de ridicate ca
în vară și ca acum mai multe săptămâni, dar încă e caldă și Mediterana și Marea Neagră și avem acest potențial de alimentare al tuturor sistemelor de vreme care trec peste aceste zone, de unde și problema unor precipitații mai abundente atunci când se formează aceste instabilități, cum se poate forma și acum.